În această ocazie, marți fiind, știți bine, primim vizita domnului doctor Virgiliu Stroescu. Vă spun bună dimineața, bun venit alături de noi, domnule doctor. Bună dimineața tuturor. Vorbim astăzi despre acele intoxicații alimentare. Simple, zicem intoxicații. Alții le spun mai medical toxii, infecții alimentare. Nu știu dacă este chiar același lucru. Spuneți-ne, domnule doctor, în primul rând, ce este intoxicația alimentară? Stați, o luăm încetişor. Corect. Toxii, infecție alimentară. Două lucruri separate. Toxin, toxină, infecției, invadarea organismului nostru cu microbi. Deci, în cazul respectiv, noi avem două afecțiuni. A microorganismelor și a doua a toxinelor pe care ele le dau. Și asta e foarte grav. De aceea, una este că te îmbolnăvești, de exemplu, să zicem, de o boală, de bacilul colii, nu? Și alta este când bacilul colii dă o toxină care te-a nenorocit. Și atunci avem toxii, infecții alimentare. Da? Microorganismele sunt, țineți-vă bine, virusuri, richeții, bacterii, protozoare, ciuperci și metazoare. Bacilii sunt coci, bacili, vibrion, spirili, iar cele coci, streptococi, stafilococi, gonococi, diplococi, pneumococi. Urmăriți ce armată e contra noastră. Și noi trebuie să ne apărăm. De păi și cum ne apărăm? Vin odată cu ceea ce consumăm sau din cauza mâinilor murdare? Că eu așa știam că mâinile murdare. Am spus de la început. Una e toxina și alta este microbul. Vă dau un exemplu. O doamnă avea un furuncul la mână. Era bandajată și făcea maioneză. Știi, la maioneză se miște bun. Și când a strâns puternic, s-a spart asta... pansamentul și a curs o picătură în maioneză. Aoleu! După ce ea imediat s-a șters frumos, s-a întâmplat nimica, toți au fost trimiși la spital. Pentru că n-a fost doar o simplă infecție, a fost o toxi-infecție. Și atunci, mare atenție, igienă. Cam cum se manifestă toxi-infecțiile în general digestiv? Crambe, greață, vomă, diaree, durere, spasm. Deci o toxi-infecție alimentară și încă ceva apare într-o colectivitate, nu sunt doi, deodată, într-o școală, într-o cantină, într-o familie, nu? Deodată brusc apar, nu unul singur, mai mulți. Și atunci imediat te gândești o toxi-infecție alimentară. Ele pot fi blânde, severe și letale. Wow. Deci nu ne jucăm cu toxi-infecții alimentare. Ele sunt totuși foarte periculoase și de aceea trebuie preîntâmpinate. În toate sistemele acestea alimentare organizate, mâncarea este menținută obligatoriu 24 de ore. Ca să se depisteze de unde... Se numește probă alimentară. Este un interes foarte mare, domnule doctor, mai ales când vorbim de o știre, de un caz în care, nu știu, la o nuntă, la ceva, 100 de persoane au ajuns la spital cu toxi-infecții alimentare. Se pare că totul ar fi plecat de la mezeluri sau, mă rog, care sunt totuși alimentele cele mai predispuse să ne dea astfel de toxi-infecții alimentare și ca să știm să le evităm, pe de-o parte, și care sunt, cum să le numim noi, condițiile care favorizează aceste alimente să devină periculoase. Exact. Pe de o parte, baza lor în general e datorită alimentației de origine animală, pentru că este un mediu de cultură foarte bun. De asemenea, să știți că verdețurile sunt și ele periculoase, pentru că poate să treacă un animal pe acolo care este bolnav, își lasă nenorocirile pe acolo, noi nu spălăm bine, nu? Și mănânci o salată bună și faci toxi-infecție alimentară. Sau apa poate fi infectată și atunci dacă ai apă infectată, evident că nu poți să fii sănătos. Altă problemă, atenție la WC-uri. Dacă omul nu se spală bine, nu-i bine aranjat, omul vine cu microbi, dă lui și mai servește și pe alții. Ești o felie de pâine, ești ceva.
ceva. Și omul respectiv devine un centru de îmbolnăviri. De aceea, spălatul pe mâini, mare atenție la laptele. De exemplu, sunt vaci care pot avea o mastită. Ită înseamnă inflamație. Sânul să aibă ceva. Hey, și atunci iei lapte obișnuit și faci o toxinfecție mai mare dragul. Nu știu cât de drag este. Fructele, legumele, nu sunt foarte sigure dacă nu sunt bine spălate. Deci de azi înainte, eu am cumpărat o salată și fac stop, oprește, ai spălat-o? Nu. Mai omule, gândește, ce ai auzit la radio tu și la televizor? Spală bine, de spălat bine, spălat după aceea. Și apoi, unde mănânci? Te duci undeva și mâncăm băbuturugă. Și pe acolo, pe buturugă, a trecut înainte cineva cu microbi. Nu? Și noi mâncăm pe buturugă. Nu? Deci mai înainte ne gândim unde suntem, ce mâncăm, cum sunt mâinile noastre. Cu părere de rău, dacă hrana nu e bine ținută, conservată la frigider. De exemplu, spune, deci produsele alterate pot fi... Alterat, exact. Bun. Și trebuie neapărat... Și apoi în frigider trebuie să fie ordine, trebuie băgate toate una lângă alta. Pe de o parte să pui cele de carne, cele de lapte. Lactatele sunt mediul de cultură, e excelente. De aceea, mare atenție, lactate, nu trebuie să le ții prea mult. Frigider. Ceea ce este foarte important este că în momentul în care apare o toxinfecție alimentară, se face o anchetă alimentară. De unde ai luat, cu cine ai stat, ce ai mâncat, câți ați fost, ce a luat fiecare. Și din această anchetă se vede ce microbe este. Imediat la spital să se recolteze sânge și alte probleme, se dă imediat leacul și omul scapă. În general, cazurile sunt pentru spital. Pentru că așa de brutal apar încât nu te jos să-i dai acasă un ceai de mentă. Okay. Trebuie să vezi ce probleme sunt. Apoi e ceva interesant dacă apare o diaree, nu? Trebuie să vezi ce-i cu ea, vezi ce-i mănâncă. După ce a avut diaree omul a doua zi, nu-i perfect. Adică diaree a stricat tot sistemul intestinal și atunci trebuie să-i dăm orez, să-i dăm covrigi, să-i dăm pâine uscată, care să absoarbă toată apa, să nu curgă tot timpul din el, pentru că organismul când s-a infectat spune, domne, hai că dăm drumul la apă ca să scurg curățim. Și atunci dai alimente cum sunt covrigii, cum sunt pâine uscată, nu? Care absorbă apa respectivă și nu se dau multe fibre, nu se dau cartofi. Se evită când omul, după ce are diaree, fructele, cerealele, legumele, prăjelile, mezerurile, pentru că asta irită. Trebuie să dai ceva așa ca o vaselină, morcov, orez, ca să vindece. De asemenea, mare nenorocire cu crustaceile, peștii, poate chiar raci, ciupercile. Raci, ciupercile, la ciuperci nenorocire, dacă este o ciupercă nea foarte puternică, poate să dea chiar moarte instantanee aproape. Așa, fructele de mare, mare atenție la ele. Pentru că fructele de mare sunt exact gunoierii care a făcut Dumnezeu să curățe tot. Și ele au și metale grele și au cele mai mari mizerii. Și în momentul în care spui că îți plac și le mănânci, raci, scoicile, melci, feriți-vă de ele vara ca de foc. Și de bun... pentru că ele sunt foarte, foarte frecvente și foarte păcătoase. Ați spus câteva lucruri să le subliniem. În privința maionezei. Maioneza e făcută din ou și din ulei. Ouul este cel mai perfect mediu de cultură pentru virusuri. Atenție, pentru virusuri. Nu este unul mai bun. Și vă dau un exemplu. Eram la televiziune, nu spun numele, am făcut 66 de emisiuni acolo. Și era un cameraman care tot timpul îi curgea nasul. Strică, stați că îmi curgea nasul. Ne opream că îi curgea lui nasul. Și am vorbit despre ou. Și am spus, ou are foarte multe elemente ca să fie un mediu de cultură pentru virusuri.
Și s-a văzut că cei care au guturai și nu mai mănâncă ou, se oprește. Ia să încerc și eu. Și după 3 săptămâni omul n-a mai avut niciun fel de guturai și niciun fel de... Deci omul avea în el un mediu de cultură pe care îl hrănea cu ou. Deci ou e un mediu de cultură pentru virusul. Și acum, fiind afară ăsta, gripa asta de virusul respectiv, credeți că sunt foarte bune ouăle? Evitați. Pentru că ele sunt cele care hrănesc cel mai bine virusul respectiv. De aceea cât mai mult, așa, și încă ceva la maioneză. Să nu fie făcut cu sare de lămâie, care e acidică. Data trecută am vorbit că unul din cele mai toxice euri este sarea de lămâie. De asemenea, e un mediu de cultură excelent în care ou. Și de aceea la maioneză nu trebuie să stea mai mult decât trebuie. Să nu fie manipulată rău de tot. Și plus e grasă, că e ulei. Știți, și tocmai am vorbit în această dimineață cu telespectatorii că maioneza, am citit un articol în care se spunea despre maioneză că nu este un aliment foarte bun pentru sezonul de vară, pentru vară. Știți ce este maioneza? Este o grăsime care are înăuntru ei niște substanțe care saponifică și e numai grăsime cu saponificare, cu niște mici bucățele, mici de grăsime. Dar e grăsime 100% maioneza. Și atunci, fiind foarte grasă, iei un ou, unul fiert și unul nefiert, pui peste el ulei și începi să învârtești. Și ștești și vezi cum crește maioneza, așa ca o floare, nu? Mai pui și puțină lămâie și mai mare dragul, dar acolo e ulei. Și atunci, dacă e ulei, cantitate mare, biluța noastră, ce zice? Și atunci apar dureri. Plus că ouă este un mediu de cultură. De aceea nu prea se recomandă. Și nu e sănătoasă maioneza asta. Domnule doctor, dar e gustoasă. E gustoasă și dacă e gustoasă, nu contează. Poftim. Fac o scurtă paranteză pentru cel puțin doi ascultători care, dacă tot a zis de bilă, vă întreb despre castravete. Spune, de ce nu suport castravetele? De ce mi este rău de la castraveți? Are legătură... Nu. Castravetele are foarte multe fibre. Ok. Nu vezi ce dur este în exterior? Da. Și dacă nu se mestecă bine fibrele acelea, cum se zice în popor, cad greu. Uh-huh. Și atunci dau indigestii. Dacă iei castravete și îl bagi într-un blender, e mai mare dragul. Sau dacă mesteci bine, dar noi nu mai premestecăm că suntem grăbiți. Dar avem timp de mestecat. Hap, hap, hap și am înghițit. Și atunci el nu poate să fie digerat ușor și atunci cade greu, cum se zice, și inegitimă. Și face atunci leviți, dacă vrei. Dar dacă știi să mesteci bine și ca asta. O altă problemă, în privință, a spus ceva interesant despre nuci. Nucile au o energie foarte mare. Nu trebuie să mâncăm 4 pumni de nuci de dimineața. Un pumn ajunge. Dar ceva interesant. Nucile nu îngrașă. Vă spun partea numărul 2. Nucile slăbesc. Cei care vor să slăbească să mănânce mai puțin. Deși are grăsime mult, se întâmplă. Una este când stai la laborator, în bibliotecă și citești, alta când stai cu pacienții. S-au dovedit că nucile au un efect formidabil în toate punctele de vedere, mai ales sus, superior, dar ele nu îngrașă. Au niște uleiuri speciale și de aceea nu zic nu mai mâncați nuci, alune. Din contra, dimineața nu i-am apărat un punct de alune și un punct de nuci. În altă problemă interesantă cu mărarul, poate nu și nevastă. Eu la fel, când eram copil, nu puteam înghiți mărarul. Așa. Avea așa un miros încât nu te vomitam. Și mătușa mea, doctoră, tu mă pompa cu mărar. Și am stat așa 15-20 de ani până când ia, dar ce, eu nu pot mânca mărar. Și acum mi-e foarte drag. Are niște aspecte, dar de aceea nu forțăm. Altă problemă interesantă, eu cu fratele meu mâncam, tata era foarte mare specialist, să ia sfeclă, să pune sfecla respectivă hrean și ieșea o salată delicioasă. Și odată cu fratele meu ne-am jucat mult de tot, noi eram foarte obosit, ne-am dus în frigider, am luat sfecla asta care era foarte bună și am mâncat mult decât trebuie. După un sfert de oră, amândoi aveam concurență, unde să stăm să vomităm.
Și de atunci au rămas ani de zile și când văd sfecla cu hrean, am așa o reținere. Așa cum eu când văd chiurtoșcolacul. Exact, ai o reținere și numai când o văd, zic stai cu tine, am avut niște probleme. Domnule doctor, o întrebare, pentru că este important pentru noi, cei care nu ne pricepem la simptomatologie, n-am studiat zona asta, să știm când este o intoxicație alimentară, o toxinfecție alimentară și trebuie să mergem de urgență la spital și când suntem doar deranjați un pic și ar trebui totuși să stăm liniștiți, să mâncăm poate niște covrigei și asta e tot. Care sunt acele diferențe care ar trebui să ne alarmeze? Toxinfecție alimentară brutală. Ok, deci vine deodată. Dar nu te joci. Și apare și cu febră, crampe. Deodată ești un om sănătos și deodată începi și mergi la veceu și iese din tine fuior. Zeamă multă, nu? Okay. Dacă are și sânge, mai stai acasă? Da, nu mai După pleci. Aceea, brusc începi să vomezi. Te doare și capul, te simți amețit, nu mai mergi drept, da? Și atunci, domne, ce să fac atunci? Zic că las că beau un ceai de mentă. Te apuci imediat, dai telefonul, 112, atenție, avem un caz. Și deodată al doua, peste jumătate de oră, cade al doilea. După aia cade al patrulea, al șaselea. Atunci imediat sunt luați toți. Acum se întâmplă, pierzând prin vomă, prin urină și prin materii fecale, apă multă, omul se deshidratează. Și aici glumesc puțin. Deshidratat nu înseamnă că să te hidratezi des, ci deshidratare, adică pierzi apa. Și atunci imediat e pusă. Dar dacă omul are vomă, cum să-i dai apă? O ia și o varsă. Și atunci dacă vezi că merge foarte grav, îl pui pe un pat, îi pui o perfuzie, verifici toate datele, până îl pui reanime. Și asta nu o zi, două, se repară problema respectivă. Deci de ce să ajungem aici când avem un concediu plăcut și să-l stricăm că nu suntem ce mâncăm? Și o problemă interesantă s-a pus, problema hepatitei. Sunt mai multe genuri de hepatită. Hepatita A este boala mâinilor murdare. Se spune ceva foarte urâțel că tu mănânci ceea ce dai afară. Asta e hepatita A. Nu te-ai spălat pe mâini și ceea ce ai dat afară intră nou în tine. Hepatita B, C și acelelalte sunt prin legătură cu sângele. Și deci mare atenție ce injecții facem sau legături foarte intime la care acest când mucoasă stă pe mucoasă, atunci virusul poate să intra direct. Și atunci, din nou, la hepatita A, mâini spălate, nimic altceva. Sper, mâinile ești curat, nu spune. Observăm că spălatul pe mâini ne ferește de foarte, foarte multe afecțiuri. Nu doar de toxinfecție alimentară și de coronavirus. Dacă mâna e murdare și o bagi în tine, ce poate să iasă? Deci, iar celelalte, atenție, intimitatea, sângele, mucoasă cu mucoasă, astea dau și sunt foarte păcătoase că nu se lasă când apar, până nu fac o ciroză, nu se lasă. Sau poate chiar cancer. De aceea feriți-vă de hepatite, feriți-vă de injecții, aiurea, înțelegeți? Zgârieturi, imediat să te speri, pentru că pot să dea tot felul de alte probleme.